Un antrenor fericit, ați avut ceva emoții? Da, da, sunt fericit și bine că s-a terminat cu bine, cât păci să ratăm și finala la plus 90, dar într-adevăr Luca s-a mobilizat și noroc cu filmări că s-a studiat cum a fost fixarea și s-a anulat, nu s-a ținut până la sfârșit, până la urmă a ieșit bine. Un campion, un vicecampion, un loc 5 și două locuri 7. Deci mulțumit în general de ceea ce a fost aici la Arad, la Națională. Da, noi am sperat la mai mult, dar bine că s-a obținut și atâta. Mulțumesc! Perfect! Domnule Marius Jăberean, câteva cuvinte despre această competiție, cum vi s-au părut naționalele, nivelul ei? A fost o competiție de nivel ridicat, mai ales la categoriile mai mici de greutate. Astăzi a fost un pic mai ușor, la categoriile mari întotdeauna este puțin mai ușor, sunt mai puțini candidați. Noi, Aradu, am fost norocoși și am luat o medalie de aur și una de argint. Și sperăm că acești doi sportivi să ne reprezinte la campionatele europene de anul acesta, sunt în Muntenegru, campionatele europene de cadeți. Totodată, reprezentanții federației prezenți aici au apreciat modul în care am organizat această finală și sperăm ca întotdeauna în orașul nostru să ne putem ridica la nivelul cel mai înalt în modul de a pregăti aceste finale. Spuneți-ne ceva și despre arbitrajul românesc, am înțeles că urmează Olimpiada. Da, am aici de față colega mea de la Iași, care a fost desemnată pentru a participa la Olimpiadă. Totodată a fost desemnată și arbitru numărul 1 din Europa, la feminin. Am înțeles că ați fost, să spunem, recompensată pentru activitatea dumneavoastră în ultima perioadă. Spuneți-ne despre ce este vorba și am înțeles că vă așteaptă și o competiție la care și-a dorit toată lumea să ajungă. Mă bucur că sunt arbitra numărul 1 a României și în același timp sunt arbitra numărul 1 pe Europa, la capitolul arbitre, deci arbitru femeie, și a fost nominalizată să particip la Jocurile Olimpice de la Londra. În continuare merg în competiții internaționale, încerc să am contribuție și pe competițiile interne și să ajut și sprijin în general arbitrii tineri și de viitor. Vă rugăm să vă prezentați. Mă numesc Ioana Babiuc, arbitru internațional de judo din Iași. Mulțumesc! Eu știu.